Pe litoral se încinge nisipul, în restul țării se încinge grătarul. Sport național la românii, pregătirea fripturilor la iarbă verde este ridicată la rang de artă de mulți dintre petrecăreți. La marginea capitalei au sfârșit grătarele și s-au ciocnit paharele. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Este foarte frumos, m-am întâlnit cu prietenii, familia. Totul este plăcut, toată lumea la grătar, vreme frumoasă, am profitat de vreme. Mici tradiționali românești, că fără ei nu se poate, ca de obicei. Cască mare? Da, cât se poate, încă n-au venit toți și sperăm să ne distrăm cu toții și să fie o zi frumoasă. Cu mic, cu mare, bucureștenii s-au adunat în pădure la Cernica. Au făcut grătare, au ciocnit câte un pahar cu bere sau vin și s-au bucurat de vremea frumoasă. Unii au ales să-și sărbeze ziua de naștere la iarbă verde. Avem ceva, facem un grătar și petrecem timp în aer liber. Cu soția, copilul și toți prietenii apropiați. Deci la ce ați pus pe masă? Cu ce cinstiți? Cu mâncare și ceva de băut. Și cam atât. Mititei, carne de porc? Mititei, carne de porc. Ne-am organizat să-i facem mesaje cu această vârstă minunată. Fiecare are un mesaj. Și considerăm că l-am surprins într-un mod plăcut, da? Așa, da, inclusiv copilașul. Suntem regulamentari. Clește, pensetă, șorți și adecvatul prosop, da? Și bronzat astăzi? De vară. Puțin, prima zi, început de mai. Grătar ce ați spus? Pentru început e o flecuță, așa, un meluț, un micuț. Trebuie să ne întreținem, să ne păstrăm în formă. Cum vă distrați azi? Foarte bine, cu grătar, cu mici, cu copii, cu distracție la maxim. Iar distracția a fost mare și pentru cei mai mici dintre petrecăreți. Atâta, nimic mai mult. Distractiv? Foarte distractiv. Mai ales când sunt copii care știu și când merge totul foarte repede. Mi-a plăcut foarte mult. Cum te distrezi? Cum vă distrați? Foarte bine. Facem grătare. Facem grătare, mâncăm, ne distrăm prin copaci.